Astăzi este timpul împlinirilor și a plinirilor, a desăvârșirilor. Este timpul împlinirilor pentru că o muncă asiduă, cu drag de Dumnezeu, ajunge la capăt. Și acest capăt este reprezentat tocmai de slujba sfințirii Bisericii. Dar zic, este și un timp al plinirilor, al desăvârșirilor, pentru că oricât de mult, s-ar trudi un om în această lume, dacă Dumnezeu nu-și pune pe lucrul lui rămâne nedeplin, nedurabil și se întâmplă ceea ce se întâmplă cu toate celelalte lucruri care ne înconjoară. Se sfârșesc ca și când n-ar fi fost. Și rugăciunea de sfințire, slujba de sfințire a bisericii ne confirmă într-o aceste două dimensiuni, ca împlinire și ca desăvârșire. Sunt trei texte evanghelice pe care noi le lecturăm înconjurând biserica. Primul așează temelia bisericii a credinței noastre, a vieții noastre în biserică. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu. Este mărturisirea lui Petru. Este piatra unghiulară pe care noi zidim, dar este piatra unghiulară și care încheie o lucrare. Este Alfa și este Omega. Legăm zidurile mai întâi atunci când începem o lucrare, dar când terminăm cupola, mai e nevoie de acea piatră fără formă care să țină cupola și să aducă această pecete a desăvârșirii. Cea de-a doua Evanghelie o are în centru pe preasfânta Fecioară, sugerată, însoțită de vizita pe care Domnul o are în, surorile, în casa surorilor Marta și Maria, iar la sfârșit acel glas minunat binecuvântată este pântecele care te-a purtat și sânii la care e subt. Pentru că Fecioara Maria este templul Dumnezeului Celui Viu. Este Biserica Lui Hristos în care El se naște și vine în lumea aceasta, se face unul ca noi pentru ca să ne mântuiască. Este așadar chipul bisericii și noi sfințim Biserica Dumnezeului Celui Viu. Iar cel de-al treilea text, ne aduce aminte de momentul în care Domnul propovăduia în templu, arătând că mai mult decât templu este în biserica noastră, că de acum biserica este împlinirea, este plinirea, desăvârșirea rânduielilor care au fost oarecând în mijlocul poporului Israel. Și mai zicem ceva, care cred că poate și să concluzioneze. De acum este consacrat cuvântul prea fericitului Părinte Patriarh Daniel, care zice lor lucrul următor, că până la sfințire, tot ceea ce face preotul, în cazul acesta, duhovnicul împreună cu Maica Stareță și cu binefăcătorii, este darul pe care ei îl îndreaptă către Dumnezeu. Dar de la sfințire încoace, este darul lui Dumnezeu către om. De acum, Biserica Mănăstirii Mărișel este darul lui Dumnezeu către obștea care s-a străduit să facă lucrurile așa de frumoase aici și către toți binefăcătorii care și-au adus oboulul și se bucură astăzi de aceste realizări. Așadar, împlinire și desăvârșire. Îi felicităm pe, pe toți și ne bucurăm să fim prezenți la acest eveniment deosebit. La mulți ani cu sănătate!